Bine ați venit! În clipul de astăzi vom rezolva împreună testul 6 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de bacalaureat profil MateInfo. Haideți să începem cu subiectul 1. Arătați că numerele radical de ordinul 3 din 4, logaritmă bază 3 din 9 și radical de ordinul 3 din 16 sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice. Haideți să vedem ce înseamnă asta. Dacă avem trei numere ABC într-o progresie geometrică, atunci pătratul celui din mijloc va fi egal cu pro produsul dintre celelalte două numere, adică a orice în cazul acesta. Și atunci, haideți să aplicăm asta, aceste numere sunt într-o progresie geometrică dacă logaritmul în bază 3 din 9 la pătrat este egal cu radical de ordinul 3 din 4, o radical de ordinul 3 din 16. Haideți să vedem ce facem mai departe. Pe acest nou putem să-l scriem ca o putere a lui 3 și avem logaritmul în bază 3, din 3 la 2, totul la 2, egal cu pentru că avem o înmulțire atunci când avem radical din a ori radical din b, nu contează ordinul, putem să avem și ordinul 3. De fapt, avem radical de ordinul 3 din a ori b. Asta înseamnă că noi vom avea radical de ordinul 3 din 4 ori 16. Haideți să vedem ce facem mai departe. Acum, pe acest 2 îl coborăm în fața logaritmului și avem așa. 2 logaritm în bază 3 din 3, totul la a doua, egal cu radical de ordinul 3, fie scriem din 64, fie pe 16, îl vom scrie ca o putere a lui 4 și anume 4 la puterea a doua. Mai departe, era ce ne ajută transformările pe care le-am făcut în membrul stâng? Putem să calculăm acum acest logaritm și știm că este 1. Asta înseamnă că în membrul stâng avem 2 la puterea a doua, egal cu radical de ordinul 3 din, aici când facem înmulțire avem 4 la puterea a treia, și acum, 2 la puterea a doua este 4, iar radical de ordinul 3 din 4 la 3, bineînțeles că este tot 4. Și în felul acesta am obținut egalitate. Asta înseamnă că, într-adevăr, radical de ordinul 4, radical de ordinul 3 din 4, logaritmul în bază 3 din 9 și radical de ordinul 3 din 16 sunt termeni consecutivi într-o progresie geometrică. Mergem mai departe la 2. Se consideră o funcție impară f, definită pe R cu valori în R. Demonstrați că funcția g definită pe R cu valori în R, unde g de x este f de x totul la a doua, este o funcție pară. Haideți să vedem ce înseamnă acest lucru. Imediat vă explic cum aflăm paritatea unei funcții. Dacă noi avem o funcție f și vrem să vedem dacă ea este o funcție pară, spre exemplu, atunci cum facem acest lucru? Întotdeauna calculăm f de minus x. Ce putem să obținem? Păi dacă f este o funcție pară, gândiți-vă că e ca și cum absoarbe acel minus. Și atunci f de minus x ne dă chiar f de x. Ca să rețineți mai ușor, gândiți-vă cât face un număr negativ la o putere pară. Ne dă, de fapt, un număr pozitiv, adică dispare acel minus. Asta se întâmplă și în cazul unei funcții pare. Asta înseamnă funcție pară. Că f de minus x este egal cu f de x. Iar dacă eu știu că f este o funcție impară, atunci îmi rezultă că f de minus x este egal cu minus f de x. Practic, acel minus iese în față. Dacă f de minus x nu este egal cu f de x și nici cu f de minus x, atunci spunem că funcția nu este nici pară, nici impară. Haideți să vedem în cazul acesta. Eu dacă știu că f este o funcție impară, ce îmi rezultă de aici? Păi îmi rezultă că f de minus x este egal cu minus f de x, oricare ar fi x un număr din domeniul de definiție, adică din R. Și acum, pentru a arăta că g este o funcție pară, trebuie să vedem cât este g de minus x. Și acum, haideți să scriem asta. g este o funcție pară dacă g de minus x este egal cu g de x. Haideți să calculăm acum cât este g de minus x. Înseamnă F de minus x totul la doua, dar pentru că noi știm că F este o funcție impară, știm că F de minus X este de fapt minus F de x. Și atunci avem minus F de x totul la două, așa cum am spus mai devreme, minus la puterea a doua se transformă în plus și rămânem de fapt cu F de x totul la doua care este, dacă ne uităm cu atenție, chiar g de x-ul nostru de la început. Asta înseamnă că noi am demonstrat că g de minus x este egal cu g de x oricare ar fi x un număr real și atunci ne rezultă de aici că g este o funcție pară. Mergem mai departe la 3. Rezolvați mulțimea numerelor reale ecuația. 2 la puterea 2x Minus radical din 2 ori 2 la x egal cu 2 la puterea x plus 1 minus 2 radical din 2. Haideți să vedem ce putem să facem aici. Este o ecuație exponențială. Probabil vom face o notație cât să ne fie mai ușor și apoi vom rezolva. Dar mai întâi! Aș vrea să transformăm totul, astfel încât să punem în evidență acest 2 la x pe care îl avem. Și atunci pe 2 la 2x îl putem scrie ca 2 la x totul la 2 pentru că noi știm că atunci când avem o putere la o altă putere, de fapt se înmulțesc exponenții și dacă facem verificarea, într-adevăr ne iese 2 la 2x de mai sus, apoi minus radical din 2 ori 2 la x... Egal cu, având o adunare la exponent, ne amintim faptul că a la m plus n înseamnă de fapt a la m ori a la n. Această adunare de la exponent provine de fapt de la o înmulțire și atunci putem să scriem ca 2 la x ori 2 la puterea 1 minus 2 radical din 2. Și acum se observă că putem să-l notăm pe 2 la x cu un t. Și atunci haideți să vedem ce vom obține. Scriem asta, notăm. 2 la x cu t. Și atunci vom avea în primul termen. Avem 2x totul la a doua, asta înseamnă un t la a doua, minus radical din 2 ori t, egal cu t ori 2 la puterea 1, minus 2 radical din t. Haideți să trecem totul în membrul stâng și atunci obținem o relație echivalentă cu t la a doua minus radical din 2t, minus 2t plus 2 radical din 2 egal cu 0 și avem o ecuație de gradul al doilea. Avem două variante. Fie o aranjăm un pic mai frumos și vom calcula cu delta, însă nu arată foarte bine și atunci vă propun să o descompunem într-un produs, astfel încât dacă produsul este 0, înseamnă că unul dintre factori trebuie să fie 0. Și dacă ne uităm, spre exemplu, în primii doi termeni, putem să-l dăm un factor comun pe T, și atunci avem așa, T pe lângă, din T pătrat, dacă l-am luat un factor comun pe T, rămân cu T, minus, din radical din 2T, dacă le iau un factor comun pe T, rămân cu radical din 2. Acum, în următorii doi termeni, spre exemplu, putem să-l dăm un factor comun pe minus 2, pe lângă, din 2T, dacă luăm un factor comun pe 2, rămânem cu T, din minus 2 radical din 2, dacă dau un factor comun pe minus 2, în primul rând avem minus, și apoi 2 l-am luat în factor, și atunci rămân cu radical din 2. Acum se observă că factorul comun este paranteza, și atunci obținem t minus radical din 2 pe lângă. T minus 2 egal 0, așa cum am spus mai devreme, mai devreme un produs este 0 dacă unul dintre factori este 0. Asta înseamnă pe de o parte că T minus radical din 2 ar putea să fie 0, pe de altă parte T minus 2 ar putea să fie 0. Și atunci de aici rezultă că T egal cu radical din 2, iar de aici T-ul este 2. Însă nu am terminat pentru că noi trebuia să aflăm x-ul și atunci trebuie să revenim la notații noi l-am notat pe 2 la x cu t. Asta înseamnă de fapt că 2 la x poate fi radical din 2. Pe radical din 2 putem să-l scriem ca 2 la puterea 1 pe 2 și atunci se observă că prima soluție a ecuației este x egal cu 1 pe 2. Mai departe, avem 2 la x egal cu 2. 2 înseamnă 2 la 1. Asta înseamnă că a doua soluție a ecuației este x egal cu 1. Ambele sunt numere reale, asta înseamnă că mulțimea soluțiilor este formată din 1 pe 2 și 1. Mergem mai departe la 4. Determinați termenul care îl conține pe x la 8 din dezvoltarea. Haideți să vedem cum facem asta. În primul rând, vă reamintesc formula pentru termenul general din binomul lui Newton și avem așa, dacă avem a plus b totul la n, atunci, formula pentru termenul general, pentru T de K plus 1, este egală cu combinări de N luate câte K, A la puterea N minus K, B la puterea K, sau combinări de N luate câte K, a la puterea k, b la puterea n minus k, pentru că adunarea este o operație comutativă și putem să avem fie a la puterea n minus k, fie b la puterea n minus k, cum preferați voi. Acum, noi trebuie să calculăm termenul general din această dezvoltare, după care vom pune condiția ca exponentul lui x să fie 8 și să vedem cât este sau cine este de fapt termenul respectiv. Haideți așadar să scriem, avem x radical din x plus 1 pe x la a doua totul la puterea 10 unde x este în intervalul 0 infinit. Și atunci t de k plus 1 va fi n-ul reprezintă puterea parantezei, asta înseamnă că avem combinări de 10 luate câte k, a-ul este x radical din x la puterea n minus k, adică la puterea 10 minus k, ori b-ul, adică 1 pe x la a doua, totul la puterea k unde K este un număr natural mai mare egal decât 0, dar mai mic egal decât n. Asta înseamnă că ul este între 0 și n-ul, care e 10. Haideți să aducem la o formă mai simplă și avem combinări de 10 luate câte K. Apoi, dacă vrem să transformăm și să scriem ca o putere, am avut mai devreme că radical din 2 era 2 la 1 pe 2, Asta înseamnă că radical din x înseamnă x la 1 pe 2, totul la puterea 10 minus k, ori distribuim exponentul și avem 1 la orice putere este 1 și jos avem practic x la a doua totul la k, care înseamnă x la puterea 2k. Haideți să vedem ce mai facem. Avem combinări de 10 luate câte k. Dacă avem aici exponentul 1, fiind o înmulțire, trebuie să adunăm exponenții și atunci haideți să l însepara să vă explic avem practic x la puterea 1 ori x la puterea 1 pe 2, adunând exponenții vom obține x la puterea 1 plus 1 pe 2. Și acum aducem la același numitor și am avea x la puterea 2 pe 2 plus 1 pe 2, care înseamnă x la puterea 3 pe 2. Totul, bineînțeles, la puterea 10 minus k ori 1 supra x la puterea 2k. Haideți să mergem pe pagina 9. Și avem așa, T de K plus 1 înseamnă combinări de 10 luate câte K. Aici când înmulțim exponenții, avem practic, stați să nu ne pierdem în pagini, x la puterea 3 pe 2 ori 10 minus K, ori, dacă vrem să transformăm acum acest număr într-o putere, fiind o fracție, pe 1 supra x la puterea 2K, putem scrie de fapt ca x la puterea minus 2k, și în acest fel este cred că un pic mai simplu. Haideți să vedem ce facem mai departe. Avem combinări de 10 luate câte k, ori x la puterea, când facem înmulțire avem 3 pe lângă 10 minus k, totul pe 2, ori x la puterea minus 2k, asta înseamnă că avem combinări de 10 luate câte k x la puterea 30 minus 3k, dacă desfacem paranteza totul pe 2, ori x la puterea minus 2k, e momentul să facem și această înmulțire. Și atunci avem combinări de 10 luate câte k, x la puterea, la înmulțire adunăm exponenții, asta înseamnă că avem 30 minus 3k pe 2 plus minus 2k, înseamnă de fapt minus 2k, aducem la același umitor și avem combinări de 10 luate câte k, x la puterea 30 minus 3k minus 4k totul pe 2, care înseamnă în final combinări de 10 la câte k, x la puterea 30 minus 7k totul pe 2 și nouă ni se cerea să aflăm termenul care îl conține pe x la puterea a 8 -a. Asta înseamnă că exponentul pe care noi l-am obținut trebuie să fie 8. Haideți să scriem asta. Avem 30 minus 7 k totul pe 2 egal cu 8. Asta înseamnă că 30 minus 7 k va fi 8 ori 2 pentru că pe 2 lucem cu înmulțire și avem 16 de unde obținem că 7K trebuie să fie 30 minus 16, adică 14. Asta înseamnă că este 14 împărțit la 7, adică 2, iar 2 este un număr natural care e mai mare egal decât 0, dar mai mic egal decât 10. Asta înseamnă că termenul din dezvoltare care îl conține pe x la puterea 8 -a este t de k plus 1, adică t de 2 plus 1, care înseamnă de, de 3 și haideți să-l și aflăm. Și avem așa, înlocuim bineînțeles în ultima formulă obținută, nu mergem de la capăt pentru că nu am muncit degeaba, și avem caul este 2 și obținem combinări de 10 luate câte 2, x la puterea 30 minus 7 ori 2 pentru că acest k e 2, totul pe 2. Haideți să aducem la o formă mai drăguță, stați să măresc pagina. Și avem așa, Combinări de 10 luate câte 2 înseamnă 10 factorial, supra 2 factorial ori 8 factorial ori x la puterea 30 minus 14 totul pe 2. Asta înseamnă că putem să simplificăm 8 factorial cu 10 factorial și rămânem cu 9 ori 10, totul supra 2 factorial care e 2 ori x la puterea 16 pe 2. Simplificăm acum 10 cu 2. Și rămânem cu 9 ori 5, stați să scriu mai jos, ori x la puterea a8, bineînțeles, și atunci obținem 45x la puterea a8. Mergem mai departe la exercițiul 5. În planul triunghiului ABC se consideră punctul M, astfel încât 2aM este egal cu AB plus AC determinați numărul real K pentru care BC este egal cu K ori CM. Haideți să vedem cum putem să facem asta. Ne desenăm triunghiul ABC. Și avem A, B și C. Și acum, dacă ne uităm la această relație, observăm că în membrul drept avem suma dintre AB și AC pentru că avem doi vectori cu aceeași origine, înseamnă că trebuie să aplicăm regula paralelogramului și atunci ne construim paralelogramul format cu vectorii AB și AC. Iar suma dintre AB și AC va fi diagonala acestui paralelogram, adică AD, spre exemplu. Haideți să scriem asta. Fie ABDC un paralelogram. Asta înseamnă că AB plus AC este egal cu AD. Mergem și înlocuim în relația de mai sus. Noi știam că 2AM este egal cu AB plus AC, și atunci, dacă înlocuim, obținem de fapt că 2AM este egal cu AD. De unde rezultă că AM. Este 1 pe 2 AD. Și atunci haideți să ne gândim ce înseamnă acest lucru. Dacă AM trebuie să fie jumătate din AD, pentru că într-un paralelogram diagonalele se înjumătățesc, înseamnă că punctul M este punctul de intersecție dintre diagonale. Și atunci ne rezultă de aici că M este mijlocul lui BC. Păi dacă M este mijlocul lui BC, înseamnă că BC cu ce este egal? Păi ne interesează să-l scriem în funcție de CM. Și atunci avem așa, BC-ul este acest vector, dar eu vreau să-l scriu în funcție de CM. CM-ul este în sensul opus. Și atunci observăm că BC este, fie scriem egal cu 2MC, fie scriem direct că este, de, este minus 2MC. De ce minus 2? minus 2 cm. De ce minus 2? Pentru că avem doi vectori cu sensuri diferite. Și acum, dacă eu știam că BC este K orice M, din asta două ne rezultă că acest K este egal cu minus 2. Nu este singura metodă, cu siguranță sunt multe alte metode prin care puteți să aflați pe acest K, însă aceasta este metoda pe care am gândit-o acum. Dacă v-ați făcut altfel, puteți să-mi scrieți în comentarii să vedem cum v-ați gândit voi. Mergem la 6 determină x din intervalul 0 pi, știind că sinus de 2x plus 6 cosinus de x minus sinus de x minus 3 este egal cu 0. Haideți să vedem cum facem. Pe sinus de 2x putem să-l înlocuim cu 2 sinus de x cosinus de x plus 6 cos de x minus sin de x minus 3 egal 0, încercăm să aranjăm puțin, să descompunem și atunci, spre exemplu, putem să-l dăm factor comun pe sinus de aici și pe 3 din ceilalți termeni. Și avem așa, sinus de x pe lângă, avem o 2 cos de x minus 1, pentru că din sin de x, dacă îl dau un factor comun pe sin de x, rămân cu 1, plus, am spus că îl dăm un factor comun pe 3, 3 pe lângă, din 6 cos de x, dacă îl dau un factor comun pe 3, rămân cu 2 cos de x. Iar din 3, dacă îl dăm un factor comun pe 3, rămânem cu 1. Și acum observăm că factorul comun este paranteza. Și avem 2 cos de x minus 1 pe lângă sin de x plus 3 egal 0. Un produs este 0 dacă unul dintre factori este 0. Asta înseamnă pe de o parte că 2 cos de x minus 1 este 0, pe de altă parte sin de x plus 3 trebuie să fie 0. Haideți să le luăm pe fiecare în parte. O să încep cu a doua pentru că e cea mai simplă. Dacă sinus de x plus 3 e 0, rezultă de aici că sinus de x ar trebui să fie minus 3. Ceea ce e fals, pentru că noi știm că sinusul și cosinusul se află în intervalul minus 1, 1. Asta înseamnă că de aici nu putem să găsim x-ul cu proprietatea că sin de x să fie minus 3. E imposibil acest lucru. Și atunci mergem la prima, 2 cos de x minus 1 egal 0, asta înseamnă că 2 cos de x este 1, de unde ne rezultă că cosinusul de x trebuie să fie 1 pe 2 dar noi știm că x-ul se află în intervalul 0pi și haideți să ne gândim pe cele două cadrane. 0pi înseamnă primele două cadrane. Unde este cosinusul 1 pe 2? În primul rând, noi știm că în primul cadran cosinusul este pozitiv, în al doilea cosinusul este negativ. Deci, clar, nu vom găsi o valoare în acest cadran. Și atunci noi vom găsi o singură valoare în intervalul 0 pi pe 2, adică 0,90 de grade. Și atunci, dacă ne gândim cosinus, în ce punct ne dă 1 pe 2? E cosinus de 60 de grade sau pi pe 3? Din asta ne rezultă că singura valoare este cosinus egal cu pi pe 3, care se află în intervalul 0pi. În schimb, de exemplu, dacă am fi avut sinus sinus de x egal 1 pe 2, pe intervalul 0 pi nu aveam o singură soluție pentru că sinusul este pozitiv atât în primul cadran cât și în cadranul al doilea. Însă la cosinus nu este cazul, din acest motiv singura soluție este x egal cu pi supra 3 care înseamnă 60 de grade. Mergem mai departe la subiectul al doilea. Se consideră matricile. Arătați că determinantul lui A este minus 1, Apoi demonstrați că pentru orice număr real, rangul lui m de m este cel puțin egal cu 2 și în final aflați m pentru care inversa matricii este a. Bun, haideți să vedem. Începem cu primul punct, determinantului a. Vom scrie direct determinant din 2, 0, minus 1, 1, minus 1, 0, 4, minus 1, minus 1. Aplicăm regula unghiului și avem așa. 2 ori minus 1 ori minus 1 plus. Apoi avem 1 ori minus 1 ori minus 1. Apoi avem plus 0 ori 0 ori 4. Minus 4 ori minus 1. Mergem acum pe diagonala secundară ori minus 1. Minus 1 ori 0 ori minus 1. Minus 2 ori 0 ori minus 1. Din fericire, cei cu 0 dispar, și atunci rămânem cu 2 plus 1, apoi minus 4, care înseamnă 3 minus 4, care este într-adevăr egal cu minus 1. Punctul B. Demonstrați că pentru orice M număr real, rangul lui M de M. Este cel puțin egal cu 2, asta înseamnă că e mai mare egal decât 2. Pentru a studia rangul, clar avem nevoie de determinant, să vedem cam ce valori ia determinantul. Dacă determinantul lui M e diferit de 0, atunci rangul e 3. Dacă determinantul este egal cu 0, înseamnă că rangul e mai mic decât 3 și vom vedea ce se întâmplă. Așa că haideți să vedem, determinantul lui M de M este egal cu determinant din... U minus 1 minus 1 1 minus 1 M 1 M minus 1 M minus M. Putem să facem operații între linii și coloane sau putem să calculăm direct și avem așa minus 1 ori M ori minus M este M pătrat, apoi minus 1 ori M ori 1 este minus M, apoi minus 1 ori 1 ori M minus 1 va fi minus pe lângă M minus 1, minus Odată avem m pe lângă m minus 1, apoi avem minus 1 ori minus 1 e 1, ori minus m, și în final, ultimul element, minus 1 ori 1, ori m este iarăși minus m. Sper să nu fi greșit vreun semn, ne dăm seama imediat. Avem așa, m pătrat minus m, minus m plus 1, minus m pătrat, minus M. De fapt, minus M și cu minusul din față e plus M. Apoi minus minus M e plus M și iarăși un plus M. Și atunci M pătrat se reduce cu M pătrat, M se reduce cu M, M se reduce cu M și atunci obținem M minus 1. Sper să fie în regulă. Haideți să scriem ce am obținut. Determinantul lui M de M este egal cu m plus 1. Având în vedere că la punctul C ni se spune să determinăm m pentru care m e diferit de minus 1, cred că e bine ce am obținut, pentru că dacă m ar fi egal cu minus 1, atunci determinantul acesta ar da 0 și matricea m n-ar mai fi inversabilă. Cred că am calculat corect. Acum, haideți să vedem. Spuneam că rangul se studiază în funcție de valoarea determinantului și atunci luăm pe cazuri. Dacă determinantul lui m de m ar fi 0 atunci ne-ar rezulta că m plus 1 ar fi 0, asta înseamnă că m să fie minus 1. Și haideți să vedem cât este rangul lui m când m-ul este minus 1. m de minus 1 este de fapt, stați să scriem, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 1, apoi minus 1, minus 1 înseamnă minus 2, minus 1, minus, minus 1 înseamnă 1. Și acum, clar, determinantul lui M de minus 1 este 0. Deci, rangul e mai mic decât 3. Și acum ne interesează dacă vom găsi un minor de ordinul al doilea care să fie diferit de 0, astfel încât rangul să fie 2. Spre exemplu, dacă vom calcula acest determinant, avem așa: minus 1, minus 1, minus 2, minus 1, care înseamnă mai întâi minus 1 ori minus 1 înseamnă 1, minus. Minus 2 ori minus 1 e 2 și obținem minus 1 care e diferit de 0. Asta înseamnă că, pentru m egal cu minus 1, rangul lui m de minus 1 este egal cu 2. Haideți să vedem ce se întâmplă în cazul în care determinantul este diferit de 0. Dacă determinantul lui m de m e diferit de 0. Asta înseamnă, de fapt, că m plus 1 e diferit de 0, de unde rezultă că m trebuie să fie diferit de minus 1. Și atunci avem așa, dacă m aparține lui r mai puțin minus 1, determinantul este diferit de 0, asta înseamnă că rangul lui m de m este 3. Acum, la cazul anterior, am avut că pentru M egal cu minus 1. Rangul lui M de minus 1 este 2 și atunci din astea observăm că oricare ar fi M un număr real, Rangul matricii M de M este cel puțin egal cu 2, adică mai mare egal decât 2, pentru că, mai spun încă o dată, atunci când M era diferit de minus 1, rangul era 3, când M-ul era egal cu minus 1, rangul era 2. Asta înseamnă că oricare ar fi M în număr real, rangul este cel puțin egal cu 2. Mergem mai departe la punctul C. Determinați M un număr real diferit de minus 1 știind că inversa matricii M de M este matricea A. Haideți să scriem mai degrabă în felul acesta. Păi, din punctul B, noi știm că dacă M este diferit de minus 1, determinantul lui M de M este diferit de 0, asta înseamnă că există inversa acestei matrice. Există M de, U, M de M totul la minus 1. Acum, haideți să vedem cât va fi mai exact acest M. Și avem următoarea proprietate. Dacă eu știu că A or B se spune egal cu C, atunci, dacă eu vreau să calculez determinant din A B, determinantul lui A este egal cu determinantul lui C. Însă, eu mai știu că determinant din A ori B este de fapt egal cu determinant din A ori determinant din B. Și atunci, dacă aplicăm aceste proprietăți, noi să spunem că știm că inversa lui M de M este A. Asta ar însemna că M de M ori A ar trebui să fie egal cu I3, pentru că atunci când înmulțim o matrice cu inversa sa, întotdeauna obținem matricea unitate sau, bineînțeles, și invers, A ori MDM este egal cu I3. Și atunci din asta ne rezultă că determinantul lui MDM ori A ar fi egal cu determinantul de I3, dar... Determinant din M de ori A, înseamnă de fapt determinant din MDM, de ori determinant din A, care trebuie să fie I3. Și acum, cât este determinantul lui I3? Rămâne să aflăm. Și avem așa, determinant de I3 înseamnă 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, care bineînțeles este 1. Apoi, la punctul A am arătat că determinantul lui A este minus 1, iar determinantului m de m era m plus 1. Și acum dacă înlocuim, vom avea așa, determinantului m de m, adică m plus 1, ori determinantului a care e minus 1, e calcul 1, și atunci obținem de fapt că m plus 1 trebuie să fie minus 1, asta înseamnă că m-ul nostru este minus 2. Haideți să vedem, e clar că din această relație scoatem fix același lucru. Vom verifica la final dacă într-adevăr la înmulțire obținem I3 atât la stânga cât și la dreapta. Și atunci, dacă noi am obținut că M este minus 2, ar însemna că M de, M de minus 2 ori A ar trebui să fie egal cu I3 și totodată, așa cum am spus și invers, M, A ori M de minus 2 ar trebui să fie egal cu I3. Așa că haideți să facem înmulțirea. M de minus 2 ori A. Înseamnă minus 1, minus 1, 1, minus 1, minus 2, 1. Minus 2, minus 1 înseamnă minus 3, minus 2. Minus, minus 2 înseamnă de fapt 2. Ori A, adică 2, 0, minus 1, 1, minus 1, 0, 4, minus 1, minus 1. Și atunci, haideți să vedem ce obținem. Avem mai întâi minus 1, minus 1, 1 înmulțit cu 2, 1, 4, linia cu coloana. Și avem minus 2, minus 1, 4, care dă de fapt 1. Apoi schimbăm coloana și avem 0, minus 1, minus 1. Avem o dată 0, plus 1, minus 1, care e bineînțeles 0. Mergem la ultima coloană. Și avem 1, 0, minus 1 care e 0. Apoi mergem la a doua linie. Și avem așa: minus 1, minus 2, 1 înmulțit cu 2, 1, 4. Și avem minus 2, minus 2, plus 4 și se reduc și ne de 0. Mergem la a doua coloană. Avem 0, plus 2, minus 1 care e 1. Apoi, ultima coloană și avem 1, minus 0 sau plus 0, minus 1, care e 0. Mergem acum la ultima linie. Avem minus 3, minus 2, 2, mulțit cu 2, 1, 4 și obținem minus 6. Apoi, avem minus 2 plus 8, care e 0. Apoi, avem 0, minus 1, minus 1, și avem 0, plus 2, minus 2, care e 0. Și aici ar trebui să obținem 1. Și minus 1, 0, minus 1, avem minus 3 ori minus 1, e 3, 0 și minus 2, care ne dă într-adevăr 1, care este I3. Haideți să arătăm și că A MD minus 2 este I3. Mai inserăm o pagină. Și avem așa, stați să iau și datele ca să nu greșim a nostru era 2, 0, minus 1, apoi 1, minus 1, 0, 4, minus 1, minus 1, înmulțit cu M de minus 2, adică minus 1, minus 1, 1, minus 1, minus 2, 1, apoi minus 3, minus 2, 2. Sper că am scris corect. Să-ți mai verific o dată. Ok? Bun, și începem. Prima linie. Înmulțită cu prima coloană. Și avem minus 2, 0, plus 3 și obținem 1. Apoi, minus 1, minus 2, minus 2 și avem minus 2, 0, plus 2, care e 0. Apoi cu ultima și avem 2, 0, minus 2, care e tot 0. Apoi avem 1 minus 1, 0 înmulțit cu minus 1 minus 1 minus 3 și obținem minus 1 plus 1 plus 0 care este bineînțeles 0. Apoi a doua coloană și avem minus 1 plus 2 plus 0 care e 1 și în final ultima coloană și avem 1 minus 1 și cu 0 face 0. Mergem la ultima linie: 4, minus 1, minus 1 înmulțit cu minus 1, minus 1, minus 3 și obținem minus 4, plus 1, minus cu minus e plus 3 și observăm că ne dă 0. Următoarea coloană: minus 4, plus 2, plus 2 care e 0 și, în sfârșit, ultimul element. Avem 4 minus 1, minus 2, care înseamnă 4 minus 3, adică 1 și observăm că am obținut I3. Asta înseamnă că A ori M de minus 2 este egal cu I3, dar noi am arătat că și M de minus 2 ori A este I3. Asta înseamnă de aici că inversa lui M de minus 2 este egal cu A. În concluzie, pentru m egal cu minus 2, inversa, așa cum am scris și mai sus, este a. Mai departe, mergem la exercițiul al doilea. Pe mulțimea de numere complexe se definește regia de compoziție z1 compus cu z2 egal cu z1 plus z2 plus z1 ori z2. Punctul A. Arătați că Z plus I compus cu Z minus I este egal cu 9. Haideți să vedem. Z plus I compus cu Z minus I înseamnă pe Z1 îl înlocuim cu Z plus I, iar pe Z2 cu, Z, cu 2 minus I. Și atunci avem 2 plus I plus 2 minus I plus 2 plus I pe lângă 2 minus I. Și atunci 2 plus I plus 2 minus i. Aici avem o formulă de calcul de tipul a plus b pe lângă a minus b, care știm că este egal cu a la a doua minus b la a doua. Asta înseamnă că noi vom obține 2 la a doua minus i la a doua și atunci i se reduce cu i și avem din start 4. Plusul acesta nu schimbă semnele, asta înseamnă că putem să scăpăm de paranteze. Apoi 2 la a doua e 4 minus i la puterea a doua este minus 1. Și atunci avem 8 minus minus 1 e plus 1 și obținem într-adevăr 9. Mergem mai departe la punctul B. Demonstrați că pentru orice număr real nenul A, numărul A egal cu minus 1 plus A plus 1I compus cu minus 1 plus A minus 1I este un număr real strict mai mic decât 0. Haideți să vedem ce obținem când facem această compunere. Avem A egal cu, să mai degrabă luăm separa parantezele, minus 1 plus A plus 1I compus cu minus 1 plus A minus 1I. Cu mare atenție vom lucra. Mai întâi avem suma dintre paranteze plus minus 1 plus a minus 1i plus produsul acestor paranteze. Avem minus 1 pe lângă a plus 1i înmulțit cu minus 1 plus a minus 1i. Haideți să vedem ce avem. Minus 1 plus ai plus i. Desfacem minus 1 plus ai minus i. I se reduce cu i, măcar atât. Apoi, haideți să desfacem și aceste paranteze. Minus 1 ori minus 1 este 1. Apoi, minus 1 ori această paranteză este minus această paranteză. Cred că putem să nu o desfacem pe cealaltă și se reducea complet. Apoi, iarăși, A plus 1i ori minus 1 este minus A plus 1i. Apoi, plus cu plus e plus și avem A plus 1 a minus 1, iar i ori i înseamnă i la a doua. Haideți să vedem ce obținem mai departe. În primul rând, observăm că avem așa acest 1 pe care îl putem reduce cu un 1 și rămânem cu minus 1, apoi ai plus ai este 2 i, apoi desfacem paranteza și avem minus ai, Apoi minus, minus va fi de fapt plus i. Mai departe iarăși un minus a i. Și plus cu minus va fi minus i. Și în final, i pătrat este minus 1. Și a plus 1 pe lângă a minus 1 înseamnă a pătrat minus 1 la pătrat. Avem ai, ai pe care îl reducem cu 2 ai, apoi i cu i și avem minus 1, minus a pătrat, plus 1, reducem 1 cu 1 și obținem minus a pătrat. Haideți că arată super bine. Deci am obținut că a este minus a pătrat. Și acum, dacă eu știu că a mic e un număr real nenul, înseamnă de aici că a pătrat e strict mai mare decât 0. Pentru că orice număr ridicat la o putere pară este un număr nenegativ. Dar în momentul în care înmulțim cu minus 1, obținem de fapt că minus a pătrat este mai mic decât 0. Asta înseamnă de aici că, într-adevăr, a nostru este un număr real, pentru că a mic era un număr real, astfel încât a mare e strict mai mic decât 0. Mergem mai departe la punctul C, determinați numerele complexe Z, pentru care Z compus cu Z să fie minus 5. Haideți să vedem ce înseamnă Z compus cu Z. Avem așa: Z plus Z plus Z ori Z și atunci obținem 2Z plus Z pătrat. Dacă vom egala cu minus 5, avem că Z pătrat plus 2Z egal minus 5, îl trecem în stânga și obținem Z pătrat plus 2Z. Plus 5 egal 0. Este o ecuație de gradul al doilea pe care o rezolvăm cu delta. Haideți să scoatem coeficienții. A este 1, b este minus, b este 2, c este 5. Asta înseamnă că delta este 2 la 2 minus 4 ori a ori C. Și atunci avem 2 la 2 minus 20 și obținem minus 16. Dar pentru că suntem pe numere complexe, putem să continuăm rezolvarea. Și avem așa, Z1 avea formula minus B plus I radical din minus delta pe 2A, iar Z2 este minus B minus I radical din minus delta pe 2A. Haideți să vedem ce obținem. b era 2 plus minus I Radical din delta înseamnă radical din minus minus 16, adică 16, pe 2a, adică 2. Și vom avea minus 2 plus radical din 16 este 4 și avem 4i totul pe 2. Și bineînțeles, minus 2 minus 4i totul pe 2. Dacă facem împărțirea dintre numărător și numitor, minus 2 împărțirea la 2 este minus 1, 4i împărțirea la 2 este 2i iar aici avem minus 1 minus 2i. Asta înseamnă că z aparține mulțimii minus 1 minus 2i, respectiv minus 1 plus 2i. Mergem în final la subiectul al treilea. Se consideră funcția f definită pe minus 1 infinit cu valori în unde f de x este logaritm natural din x plus 1 supra x plus 3. Punctul A, calculați derivata funcției f de x și arătați că este 2 supra x plus 1 pe lângă x plus 3. Avem două variante. Fie derivăm din punctul acesta, nu facem nimic altceva, fie pentru că noi avem un raport în logaritm. Ne amintim următoarea formulă: logaritm în baza a din x minus logaritm în baza a din y este logaritm în baza a din x pe y și atunci cred că ar fi mai simplu să scriem funcția în forma aceasta și apoi să derivăm, este mai major să, difer... să derivăm această diferență decât să derivăm logaritmul așa cum este el. Asta înseamnă că mai întâi vom scrie că f de x este logaritm natural din x plus 1, minus logaritm natural din x plus 3. Dar nu este obligatoriu pasul acesta. Voi dacă derivați de la bun început, nu este nicio problemă. Important este să ajungeți la derivata din enunț. Și avem f derivat de x este logaritm natural din x plus 1 minus logaritm natural din x plus 3, totul derivat. Și acum, logaritmul derivat, logaritm natural din x derivat, știm că este 1 pe x, Asta înseamnă că noi vom avea o dată 1 pe x plus 1, dar pentru că noi, noi nu avem o funcție elementară, ci avem o funcție compusă, trebuie să mai derivăm încă o dată acea cantitate. Adică ori x plus 1 derivat întotdeauna la o funcție compusă, după ce am aplicat formula de derivare, trebuie să mai derivăm încă o dată acea cantitate. Rețineți acest lucru. Minus 1 pe x plus 3 ori x plus 3 derivat. Asta înseamnă că obținem 1 pe x plus 1. Bineînțeles, x plus 1 derivat e 1 și nu mai contează, la fel și x plus 3. Dar nu am terminat pentru că trebuie să ajungem la forma din enunț. Așa că haideți să aducem la același numitor, amplificăm cu x plus 3 respectiv x plus 1. Numitorul comun este x plus 3 pe lângă x plus 1. Iar la numărător vom avea așa, odată x plus 3 într-o paranteză, minus x plus 1. Haideți să desfacem aceste paranteze și avem că f derivat de x este. Numitorul comun e x plus 1 pe lângă x plus 3. Iar la numărător, dacă desfacem parantezile, avem odată x plus 3 și acest minus va schimba semnele și avem minus x minus 1. Observăm că x se reduce cu x, 3 minus 1 este 2 și obținem că, într-adevăr, derivata este 2 supra x plus 1 pe lângă x plus 3 pentru orice x din intervalul minus 1 infinit. Punctul B. Determinați ecuația asimptotei verticale la graficul funcției. Pentru asta trebuie să vedem în ce punct vom calcula asimptota verticală. Și atunci noi putem să menționăm faptul că f-ul nostru este o funcție continuă pe minus 1 infinit pentru că avem practic operații cu Funcții continue. Dacă ne gândim, avem funcția logaritmică, și în interiorul funcției avem o funcție compusă, o funcție rațională în acest caz. Pentru că aceasta este o funcție continuă și o operație cu o funcție continuă va fi tot o funcție continuă. Avem operații sau compunere, mai bine zis, compunere cu funcții continue. Pentru că avem, încă o dată, așa cum am spus, funcții elementare. Logaritmul și în interiorul logaritmului avem o altă funcție care și ea este o funcție continuă. Asta înseamnă că atunci când eu voi calcula limită când x tinde la a din f de x, eu voi obține că este f de a, oricare ar fi x, oricare ar fi a din domeniul de definiție. Asta înseamnă că dreapta de ecuație x egal cu a nu poate fi asimptotă verticală. Asta înseamnă că eu nu pot să calculez asimptota verticală în punctele din domeniul de definiție și atunci vom studia existența asimptotei verticale în punctul minus 1. Să vedem dacă acolo există o asimptotă verticală. Însă vom face limita doar în partea dreaptă când x-ul este mai mare decât minus 1 pentru că x-ul nu poate fi mai mic decât minus 1 în acest caz. Și avem așa limită sau scrie mai degrabă în cuvinte, studiem existența asimptotei verticale în punctul x egal cu minus 1. Și avem așa, limită când x de la minus 1, x mai mare decât minus 1, din F de x, adică din logaritm natural din x plus 1 pe x plus 3. Dacă vom înlocui, vom obține logaritm natural din minus 1 plus 1 supra minus 1 plus 3. Asta înseamnă că avem logaritm natural din 0 pe 2, care înseamnă logaritm natural din 0, iar logaritm natural din 0 noi știm că este minus infinit. Asta înseamnă că există o asimptotă verticală în minus 1. De unde ne dăm seama că există? Pe ca să există o asimptotă verticală, noi practic trebuie să calculăm limita într-un punct și trebuie să ne dea infinit sau minus infinit. Și atunci rezultă de aici că x egal cu minus 1 este ecuația asimptotei verticale la graficul funcției. Mai departe, punctul C, stați să vedem unde era. limită când x tinde la infinit din x f de x. Înlocuind vom avea limita când x tinde la infinit din x logaritm natural din x plus 1, supra x plus 3. Și atunci, dacă înlocuim acum x-ul cu infinit, avem o dată infinit, iar fracția aceasta tinde la 1, asta înseamnă că logaritm natural din 1 e 0 și atunci avem cazul de nedeterminare infinitor ori 0 și trebuie să vedem ce putem să facem. Spre exemplu, eu mă gândesc că am putea să-l ducem pe x la exponent și avem așa, limită când x tinde la infinit din logaritm natural din, x plus 1 supra x plus 3, totul la puterea x. Și să luăm separat doar cantitatea, să vedem ce obținem, apoi să ne întoarcem la această limită. Și avem limită când x tinde la infinit, din x plus 1 supra x plus 3, totul la puterea x și observăm că în felul acesta ne-am format cazul de nedeterminare 1 la infinit, care se rezolvă cu formula cu e, dacă vă amintiți, și anume limită când x tinde la infinit, din 1 plus 1 pe x totul la puterea x este egal cu e. Asta înseamnă că ne adunăm 1, scădem 1 și avem 1 plus x plus 1 supra x plus 3 minus 1 totul la x, aducem la același numitor și avem limită când x tinde la infinit din 1 plus numitorul comun x plus 3 Apoi x plus 1, aveți grijă la semne și obținem minus x minus 3 totul la puterea x, x se reduce cu x, asta înseamnă că avem limită când x tinde la infinit din 1 plus minus 2 supra x plus 3 totul la puterea x. Dar dacă noi vrem să ne formăm limita cu e, asta înseamnă că trebuie să vedem care este exponentul de care avem nevoie la această paranteză. Încă o dată, aveam limită când x la, tinde la infinit, din 1 plus 1 pe x, totul la x. Asta înseamnă că eu la exponent trebuie să am inversul acestei fracții și atunci avem x plus 3, totul pe minus 2. Acesta este exponentul de care eu am nevoie aici. Și pentru că l-am pus de la mine, bineînțeles că înmulțesc cu el și din enunțiul mai aveam și pe x. Asta înseamnă că avem limită când x tinde la infinit. Din, sau pot să scriu direct, acesta este conform formulei E. Și atunci avem E la limită când x tinde la infinit, din minus 2 supra x plus 3, ori x. Haideți să scriem mai frumos și avem E la limită când x tinde la infinit, din minus 2x, supra la numitor îl putem da un factor comun forțat pe x și avem x pe lângă 1 plus 3 pe x, simplificăm această fracție tind la 0 și observăm că în felul acesta ajungem la e la puterea minus 2. Dar nu am terminat pentru că trebuie să ne întoarcem aici în, această, în acest logaritm și practic avem acum că limita când x tinde la infinit din x f de x este logaritm natural din, noi am obținut că limita acestei paranteze la puterea x este e la minus 2, Exponentul cade în față și atunci avem minus 2 ori logaritm natural din e. Logaritm natural din e este 1 și atunci avem minus 2 ori 1 care înseamnă minus 2. Mergem mai departe la ultimul exercițiu. Se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, unde f de x este x la a doua plus 1 ori la minus x. Punctul a. Arătați că integrală de la 0 la 1 din e la x f de x minus 2 de x este minus 2 pe 3. Haideți să înlocuim și avem integrală de la 0 la 1 din e la x pe lângă x la a doua plus 1 ori la minus x minus 2 de x. Din fericire, e la x ori la minus x e 1 și atunci am scăpat de el și rămânem cu integrală de la 0 la 1 din x la pătrat plus 1 Minus 2 de x. Asta înseamnă că avem integrală de la 0 la 1 din x pătrat minus 1 de x. Haideți să separăm în două integrale. Și vom avea așa, integrală din x pătrat este x la 3 pe 3, de la 0 la 1, minus integrală din 1 este x, de la 0 la 1. Și atunci obținem când locuim pe x cu 0, clar nu mai avem nimic. Bineînțeles că trebuie să începem de la 1, doar am vrut să menționez asta. Și avem așa 1 la 3 pe 3, totuși o să scriu 1, minus 0 la 3 pe 3, minus 1 minus 0. Asta înseamnă că rămânem cu 1 pe 3 minus 1, aducem la același umitor și observăm că avem 1 pe 3 minus 3 pe 3, care înseamnă într-adevăr minus 2 pe 3, exact ce trebuia să arătăm. Mergem la punctul B. Calculați integrală de la 1 la E din F de logaritm natural din X de X. Hai să luăm separat mai întâi să vedem cine este F de logaritm natural din X. Avem așa. F de logaritm natural din X înseamnă logaritm natural din X la 2 plus 1 ori e la minus logaritm natural din x. Haideți să vedem ce putem să facem aici. În primul rând să vedem cât este E la această putere. Iar pentru asta vă reamintesc faptul că dacă avem A la logaritm în bază A din X, întotdeauna obținem X. Și atunci noi ne putem gândi la faptul că avem E la logaritm natural din X totul la minus 1 și atunci acesta este de fapt X-ul pentru că logaritmul natural are baza E, ca să înțelegeți mai clar e la logaritm natural din x e ca și când ar fi e la logaritm în bază e din x. Din acest motiv rămânem doar cu x. Asta înseamnă că avem logaritm natural din x la pătrat plus 1 ori x la puterea minus 1, care înseamnă de fapt x la minus 1 este 1 pe x și atunci avem în final logaritm natural din x la pătrat plus 1 totul pe x și ne întoarcem să calculăm această integrală. Și avem integrala de la 1 la e din logaritm natural din x la pătrat plus 1 supra x de x. E clar că nu putem să integrăm direct și trebuie să facem o schimbare de variabilă. Și avem așa logaritm natural din x dacă îl notăm cu un t, ne rezultă de aici că logaritm natural din x derivat de x este t derivat de t. Asta înseamnă că 1 pe x de x este 1 de t dar nu am terminat pentru că avem o integrală definită. Bineînțeles, putem să luăm separat integrala asociată, să vedem primitiva, apoi să ne întoarcem. Sau, mai corect, de fapt, corect ar fi, să schimbăm și intervalul în care lucrăm. Dacă x este 1, atunci t-ul nostru este logaritm natural din 1, care e 0. Iar dacă x este e, rezultă că t-ul este logaritm natural din e, care înseamnă 1. Asta înseamnă că integrala noastră, în loc să fie de la 1 la e, va fi de la 0 la 1. Din, haideți să vedem, acest logaritm noi l-am notat cu t și avem t la pătrat plus 1, apoi, nici nu mai avem nevoie de fracție, 1 pe x de x este de fapt 1 de t și atunci rămânem cu integrală din t pătrat plus 1 de t. Poate n-ați înțeles atât de bine, așa că vă mai explic încă o dată. Noi aveam această integrală. Ne putem imagina că de fapt avem logaritm natural din x la pătrat plus 1, ori 1 pe x. Sunteți de acord cu mine, sper? E același lucru. Și atunci, uitați-vă aici. Noi am notat logaritmul din x cu t. Din acest motiv avem te pătrat. Apoi, 1 pe x de x e 1 de t. Din acest motiv am 1 de t sau pot să scriu simplu de t. Apoi, dacă noi aveam x egal cu 1, când am calculat t-ul e 0 și în final când x-ul e e teul mi-a dat 1. Din acest motiv se transformă în integrală de la 0 la 1 din t pătrat plus 1 de t. Haideți să desfacem în două integrale și avem integrală de la 0 la 1 din t pătrat de t plus integrală de la 0 la 1 din 1 de t, care va însemna t la 3 -a pe 3 de la 0 la 1 plus integrală din 1 este, bineînțeles, t de la 0 la 1 și dacă înlocuim, vom obține în final 1 la 3 a pe 3 minus 0 la 3 a pe 3 plus 1 minus 0. Asta înseamnă 1 pe 3 plus 1. Aducem la același numitor și avem 1 pe 3 plus 3 pe 3, care înseamnă 4 pe 3. În concluzie, integrală de la 1 la e din f de logaritm natural din x de x este 4 pe 3. Și în final, mergem la ultimul subpunct, pentru fiecare număr natural nenul n, se consideră numărul i n egal cu integrală de la 0 la 1 din x la n f de x de x. Calculați limită când n tinde la infinit din n. IN. Pentru asta trebuie să ne formăm o inegalitate, aplicăm criteriul cleștelui și imediat vom termina. Haideți să scriem mai întâi cine este n. n IN este integrală de la 0 la 1 din x la n pe lângă x pătrat plus 1 ori la minus x de x. Și atunci haideți să ne construim o inegalitate. Dacă eu am integrală de la 0 la 1, înseamnă că x aparține intervalului 0, 1 și atunci putem să scriem că x e mai mare egal decât 0, dar mai mic egal decât 1. Și ne gândim că noi avem nevoie de e la minus x. Păi, în primul rând, e la x, în ce interval se va afla? Păi va fi în intervalul e la 0, e la 1. Asta înseamnă că e la x este între 1 și e. Dar, dacă vreau să văd e la minus x în ce interval se va afla, practic ridic la puterea minus 1 și se schimbă sensul inegalității. Asta înseamnă că e la minus x este între 1 pe e, sau pot să scriu ca să înțelegeți mai clar. Schimbăm sensul inegalității și avem 1 și 1 pe e, dar mie nu -mi place să o scriu așa pe 2, așa că o să o scriu direct e la minus x este între 1 pe e și 1. Acum ar trebui să înmulțim cu x la n pe lângă x pătrat plus 1, dar trebuie să ne gândim dacă mai e necesar să mai schimbăm sensul inegalității sau nu. Noi schimbăm sensul inegalității atunci când înmulțim, spre exemplu, cu un număr negativ. Și ne interesează dacă x la n pe lângă x pătrat plus 1 este sau nu un număr negativ. Dar noi știm așa că x pătrat plus 1, fiind la puterea a doua plus încă ceva, care e clar pozitiv, va rămâne pozitiv oricare ar fi x un număr real. Și atunci înseamnă că x pătrat plus 1 e pozitiv oricare ar fi x și din intervalul 0,1. Bineînțeles că și x la n e un număr mai mare egal decât 0, oricare ar fi x din intervalul 0,1. Asta înseamnă că x la n pe lângă x pătrat plus 1 e mai mare egal decât 0. Și atunci eu pot să înmulțesc în această relație cu. Aici era 1? Înmulțim cu x la n pe lângă x pătrat plus 1 fără să schimbăm sensul inegalității pentru că am arătat că acest număr nu este negativ. Să să completez aici. Și atunci ne rezultă că e la minus x pe lângă x la n ori x la a doua plus 1 e mai mare egal decât 1 pe e ori x la n pe lângă x la a doua plus 1 și e mai mic egal decât 1 ori x la n, care înseamnă x la n pe lângă x la a doua plus 1. Și acum avem două variante. Fie mergem și scriem inegalitatea practic între integrale, fie dacă nu încercăm să o aducem și pe aceasta la o formă mai simplă, după care vom calcula integralele și vedem cât este limita. Dacă nu știm că x-ul este în intervalul 0-1. haideți să vedem ce putem să spunem despre x pătrat plus 1. În primul rând, x-ul este între 0, 1, la fel și x pătrat. Dacă adunăm 1, observăm că x pătrat plus 1 este între 1, 2. Atunci când înmulțim cu x la n, vom avea că x la n e mai mic egal decât x la n pe lângă x pătrat plus 1, mai mic egal decât 2 ori x la n. Putem atunci să venim și să ajustăm într-un fel inegalitatea și să scriem că avem, stați să măresc pagina, mai mic egal decât 2x la n. Acum, haideți să vedem ce putem să facem în membrul stâng. Dacă eu știu că e la minus x ori x la n ori x pătrat plus 1 e mai mare egal decât acest număr, clar este și mai mare decât 0, pentru că numărul acesta este mai mare decât 0. Și atunci, de fapt, obținem că e la minus x ori x la n ori x pătrat plus 1 e mai mare egal decât 0, este cu siguranță asta pentru că ăsta este mai mare egal decât 0, ăsta este mai mare strict decât 0, dar mai mic egal decât 2x la n. Acum dacă trecem în integrale, avem integrală de la 0 la 1 din 0 de x mai mic egal decât integrală de la 0 la 1 din e la minus x, x la n, x pătrat plus 1 de x, mai mic egal decât integrală de la 0 la 1, din 2x la n de x a fost o variantă lungă. Și acum, această integrală clar este 0. Pe mijloc l-am obținut pe i, mai mic egal decât, pe 2 îl scoatem în față, iar integrală din x la n este de fapt x la n plus 1 supra n plus 1 de la 0 la 1. Asta înseamnă că vom avea 0 mai mic egal decât i, mai mic egal decât. Când îl înlocuim pe x cu 1 avem 1, 2 ori. 1 supra n plus 1 și când înlocuim cu 0 nu mai avem nimic. Asta înseamnă că în final am obținut că n este mai mare egal decât 0, dar mai mic egal decât 2N, 2 pe n plus 1. Și acum dacă trecem la limită, avem că limită când, X, tind, când n tinde la infinit din 2 pe n plus 1 e 2 pe infinit care face 0. Și atunci din astea, pentru că ăsta tinde la 0, este 0 de fapt, ăsta tinde la 0, înseamnă că și limită când n tinde la infinit din in este tot 0. Sper că v-a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.